vacanță ești relaxat. În vacanță, ca să zic așa, intră uh, toate aceste informații cu ușurință. De aceea eu recomand foarte tare să se citească cărți în vacanță. Dezvoltarea personală are uh, atributul că te poți aștepta ca după ce citești ceva să se și întâmple ceva în viața ta. Iată-ne la un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise, în cadrul acestei frumoase campanii desfășurate pe site-ul editorii Herald, 12 soluții pentru o vacanță în armonie. Pornim discuția noastră alături de Ovidiu Young, instructor Teta Healing, Life Coach. Platon pentru visători. 80 de pastile de filozofie cotidiană pentru a transforma cele mai bune idei în realitate. Episodul nostru de astăzi pastile de înțelepciune pentru lectura de vacanță. Iată, până la urmă și vacanța poate fi o idee pe care o putem transforma în realitate, pornind de la această frumoasă carte, Platon pentru uh, visători. Ovidiu! Cât de importantă este uh, lectura în vacanță? Cum ne ajută lectura, mai ales la lectura de uh, dezvoltare personală, lectura de, să spunem, din zona spiritualității, a psihologiei, uh, cărțile de psihoterapie? Iată, e important. Să avem cu noi în bagaj, aș putea spune, și cărți din această zonă. Cărți de vacanță pe care să le citim, eu știu, pe un șezlong sub umbreluță la mare sau în vârful muntelui, dar sunt cărți care ne ajută cu siguranță pentru a ne regăsi, pentru a ne descoperi pe noi, mai ales în perioada vacanței, pentru că scopul nostru este să avem o viață mai bună, mai calmă, mai armonioasă, mai liniștită. Și iată! Vacanța considerăm că este cel mai bun moment, cel mai bun prilej. Bun regăsit tuturor! Mă bucur să fiu din nou aici, și, așa cum spune chiar în această carte, începutul este cel mai important. Și este foarte important să începem să citim oricând. Mai cu precădere poate vă așteptați mai puțin dintre voi, cititul în vacanță este extraordinar, nu doar de benefic, și de eficient. Este important, în primul rând, să ne dezvoltăm noi, personal, spiritual, fiecare în ce direcție dorește. Însă, practic, începutul citirii unei cărți în vacanță a unor pastile de... De filozofie și așa mai departe, de înțelepciune, până la urmă, arată situația în care ne aflăm. Adică, în vacanță ești relaxat. În vacanță, ca să zic așa, intră toate aceste informații cu ușurință. De aceea, eu recomand foarte tare să se citească cărți. În vacanță, dezvoltarea personală are uh, atributul că te poți aștepta ca după ce citești ceva să se și întâmple ceva în viața ta. Sigur, dacă și integrezi informația, dacă și faci ceva, dar ai toate șansele să ai beneficii imediate atunci când citești o carte de dezvoltare personală. Poate să fie acolo informație foarte concretă, poate să fie acolo un răspuns la întrebările tale de zi cu zi sau mai multe răspunsuri. Și atunci, Platon pentru visători, de exemplu, vine cu o grămadă de pastile de înțelepciune, dar chiar dacă sună așa înțelepciune și poate să sună cumva mai filosofic, nu este doar așa. Este o carte ușor de citit și foarte foarte actuală chiar eu în grupul de dezvoltare pe care l-am în comunitate am pus citate am pus fragmente din această carte și au fost extraordinar nu doar de bine primite ci și au fost șeruite mai departe asta înseamnă că oamenii le-au considerat atât de utile încât nu le-au păstrat doar pentru ei și le-au și uh, uh, oferit până în la urmă șit. și altora. Exact, da. Asta înseamnă că în, uh, numai că această carte are valoare, dar ideea este că într-un grup de dezvoltare, ce puțin în grupul meu de dezvoltare personală, oamenii sunt relaxați, nu sunt obligați să facă nimic, nu sunt condiționați de nimic. Adică dacă vreți așa, po poți să acceseze cu o frecvență de vacanță unor. Intri când vrei, dacă vrei, citești dacă vrei. Um... Ei bine, așa e și în vacanță. Faci lucrurile conform liberului tău arbitru, proprietale voințe. Și când nu ești constrâns și citești o carte de dezvoltare personală pastile de înțelepciune, idei, de ce nu chiar și filozofie și povești și lucruri de, de spiritualitate, intră, ca să zic așa, mult mai ușor. Le integrezi în toate structurile tale, inclusiv mentale, mult mai ușor. Și atunci vei avea, practic, una dintre, zic eu, cele mai eficiente citiri ale unei cărți. În vacanță, pentru că o fac cu tot dragul, nu mă obligă nimeni, nu citesc o carte de dezvoltare că trebuie să mă duc la interviu, nu citesc că trebuie, nu citesc nici măcar doar că stai că mi-am pus în calendar, trebuie să citesc, deși sunt obosit, bine, hai că citesc, nu-i nimic rău în asta, foarte bine dacă te ții de un program, dar în vacanță, parcă lucrurile merg mai cu ușurință și... Uh, am citit chiar și eu anumite cărți, inclusiv de la editura Herald, și pot să spun că am mers mai departe cu gândul. Când am citit carte de dezvoltare personală și nu numai, m-am gândit, ok, dacă aici a făcut așa sau a zis așa, înseamnă că eu pot face asta în viața mea de zi cu zi. Deci am mers fiind relaxat, am mers mult mai departe și am fost mult mai. Avid de cunoaștere și de a implementa până la urmă un plus valoare luat din acea carte citită în vacanță. Și faptul că este o carte. Uh... Chiar pentru vacanță am putea spune, pentru că este subțirică, nu este groasă Nu presupune neapărat, ca în, căr în cazul cărților de beletristică, o introducere, un cuprins și o încheiere Adică nu pot să încep să citesc cartea de la jumătate, da? pentru că nu aș înțelege firul E Aici sunt, exact cum ai spus tu puțin mai devreme, sunt capitole scurte decât o pagină, două sau trei uh, pagini. Uh, aceste pastile de înțelepciune care uh, ne ajută uh, să înțelegem mai bine cursul firesc al, uh, al vieții, cum putem avea uh, nu doar o vacanță reușită, dar cum putem avea și o uh, viață frumoasă, o viață fericită. Și am găsit uh, un uh, citat uh, al lui Alan Percy Autorul acestei cărți, Platon pentru Visători, prin intermediul acestor 80 de pastile de înțelepciune practică, spunea în Percy, Platon ne învață, printre multe altele, cum să ne transformăm visurile în realitate. Iată, până la urmă, și vacanța, da? după un an de zile de muncă, este un vis, o dorință pe care o putem transforma în realitate. Mai departe, cum să ne gestionăm timpul sau să ne bucurăm de prietenie o viață întreagă? Porțile Academiei se deschid cu fiecare pagină a acestei cărți ca să te ajute să meditezi la viața de zi cu zi, să faci schimbările necesare pentru a nu rămâne doar în lumea visurilor. Și a ideilor. Scopul este să pui în practică exact ce spuneai tu mai devreme. Scopul este să pui în practică aceste mici pastile de filozofie, mici pastile filozofice, pentru a duce o viață mai înțeleaptă, mai clară și mai fericită. Da, și uh, nu-mi place să promit, dar vă promit că dacă citiți uh, această carte, sigur, sigur găsiți ceva pentru voi. Uh, pentru viața de zi cu zi. Și modul în care autorul scrie această carte face ca citirea să meargă foarte fluid și foarte plăcut, adică nu este nicio carte de, eu știu, de dezvoltare personală ultra, eu știu, cum îmi place mie să zic, cu energie mai secă așa, matematică așa, nu este pe pătrățele, lucrurile merg fluid în citirea ei și te va face să, în mod natural, fără uh, nimic, să zic așa, în organic, te va face să citești mai departe. Și țin minte că de fiecare dată când am citit ceva din cartea asta, fie că am citit 10 minute, fie că am citit 5 minute sau 2 uh, ore, uh, tot timpul am reflectat la ceva după. Însă, poate că uneori suntem obișnuiți să reflectăm la ceva când citim ceva. Mai greoi, mai să pară ultra-profund sau mai sofisticat, e bine, aici autorul cumva îmbină aceste lucruri. Nu este nicio carte, hai să zic, ușurică în sensul mai negativ al cuvântului, dar este în același timp o carte foarte eficientă, insist pe acest eficient pentru că am văzut feedbackurile, practic vă tra acum vă pot transmite din feedbackuri. Foarte eficientă în îmbrățișarea ideilor de acolo și transpunerea lor în plus valoare pentru viața de zi cu zi. Autorul acolo unor parcă, să zic așa, parcă parcurge ai senzația că parcă parcurge toată viața ta îți vine să-l întrebă, dar de unde știi că exact cu chestia asta mă confrunt eu, exact asta mă întrebam, uite chiar n-am știut atunci de ce mi s-a întâmplat așa, de ce am gândit așa, de ce am simțit așa, de ce am relațiile pe care le-am pe care de altfel aș vrea să le îmbunătățesc și găsește acolo răspunsurile de simți că această carte este un partener al tău, parcă o să dau exact cum mi-a spus cineva pe, după un, un număr mai mare de astfel de citate din carte pe care l-am postat pe Facebook, zice, parcă ești un înger, parcă știi la ce m-am gândit, zic nu eu, <laughs> zic autorul, dar ok, vin și eu cu contribuția de a împărtăși. Dar așa este, parcă, zici, mă, dar ai fost cu mine aici. Eu, cartea e un partener, dar un partener așa uh, foarte uh, ușor de, de primit în, în viața ta. Și uh, lucrurile oscilează în carte. Pe de o parte vezi lucruri foarte concrete, foarte palpabile cumva. Pe de altă parte, Uh, vezi lucruri nu neterminate, nu lăsate în coadă de pește, ba chiar sunt foarte bine explicate, dar care te face uneori să dai paginile înapoi și zici opa, asta e ca asta să leagă cu asta la altă. Și în, pur și simplu eu o folosesc ca pe un instrument de autocunoaștere și de, a, de cunoaștere și evaluare a propriele vieți și cred că și voi puteți face asta. Este uh, o carte care îți oferă, pe de-o parte, răspunsuri, pe de altă parte, te împinge, cum se, se spune acolo, uh, către a medita asupra ta, asupra stării tale și, până la urmă, asupra vieții, în general, dar și a vieții tale. Eu așa o văd. Uite, pentru a stârni cumva curiozitatea în, celor, în sensul celor spuse de tine puțin mai devreme, de a stârni și curiozitatea cititorilor, mi-au atras atenția câteva titluri de capitole din, din această carte. Cea mai importantă luptă este cea pentru viață. Un om se cunoaște după ceea ce face cu puterea de care dispune. Nici o problemă a vieții de zi cu zi nu merită să ne stresăm prea mult. Cei care vor să cânte găsesc întotdeauna melodia potrivită. Omul este o ființă în căutare de sens. Cine se află în continuă mișcare este nemuritor. Iată. Câte. Pilde să le spunem de, de, de înțelepciune. Dacă te poți desprinde de aici, adică trebuie să ai textul în față și să vezi uh, câte multe răspunsuri și cât de multă susținere este în ceea ce ai citit tu mai devreme. Sunt foarte multe. Uh, și uh, dacă cine se mișcă este nemuritor, așa este. Și uh, uite, vin și cu un argument științific. Hai să mai schimbăm registru. Păi, Apa care uh, curge, da? Un râu. Ia gândiți-vă la apa de pe munte. Cum curge? Cum este ea? Super curată. Cum este o baltă? O apă stătută, Că e un lac, că e o baltă dintr-un oraș, uh, miroase urât și așa mai departe. Păi și omul ce este? 80% apă. Mișcăte, citește, învață, simte, trăiește. Ne spune până la urmă autorul: Dezvoltă-te în permanență până la urmă, pentru că scopul major al vieții este evoluția până la urmă. Asta facem toată viața, sau asta ar fi potrivit să facem dacă nu vrem să devenim o apă stătută. Este atât de de bogată toată afirmația aceasta și Omul are capacitatea, prin această carte, să se uite la el, și asta iarăși mi-a plăcut foarte mult, să se uite la el și în vacanță face asta foarte bine, cum spuneam, fără constrângeri, relaxat, fără cuvântul trebuie, și se va uita la el cu o oglindă prietenoasă. Eu văd această carte ca o oglindă prietenoasă. De aceea este de, de citit în vacanță. Și mai sunt și alte cărți pe la editură, la mai văzut și eu, dar poate vorbim cu o altă ocazie. Pentru că, în momentul în care, în relaxarea ta, în zona ta de confort, citești o carte ca aceasta și chiar cartea aceasta, intri în povestea ei foarte ușor și faci. Un schimb de roluri foarte ușor. Te pui și în pielea autorului. Că asta face autorul: ne face să ne punem în, în, în vibrația celor spuse acolo, și te pui totodată, rând pe rând, și în locul tău. Ba, întrebi, ba, afli răspuns. Ba, te gândești la ceva și vine cartea și spune, hei, uite, de ce se întâmplă asta? Și tu zici, n-am întrebat acum chestia asta, dar acum doi ani chiar m-am întrebat chestia asta. Și pomă, tu te duci și zici, ok, ia să vedem și ce vrea să zică mai mult. Și poate care ar fi soluția? E, intri într-o este atât de, de plăcută cartea și de ușor de citit în vacanță. E, e, acea carte în care, să zicem, stai pe șezlong, eu știu, la plajă, te cheamă, nu știu, soția, haide să mâncăm și tu zici, stai puțin că mai am ceva de citit. Așa, așa de frumos te, te prinde și asta înseamnă citit în vacanță. Tot ce citești, integrezi. Dragii noștri, a fost alături de noi Ovidiu Young, life coach, instructor Teta Healing. Am vorbit despre vacanță și despre lectura de vacanță, cum ne pot însoți ca prieteni, companioni, anumite cărți în vacanță Astăzi Platon pentru visători, 80 de pastile de filozofie cotidiană Pentru a transforma cele mai bune idei în realitate O carte publicată în colecția Colibri, scrisă de Alan Percy Cel care de altfel semnează cele mai multe cărți din această frumoasă colecție Dragii noștri, urmăriți-ne în continuare, urmăriți și celelalte episoade care vor urma pe pagina oficială de Facebook, Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Să aveți o zi însorită, o zi frumoasă în continuare. Iată, vacanța, am vorbit despre vacanță. Mulțumim din suflet, Ovidiu Young. Nu uitați, Platon pentru visător de Alan Percy. Să aveți o zi minunată. Lectură plăcută, la revedere!